Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan, ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică. Subiectul ales astăzi se referă la nivelul de trai. Am discutat de foarte multe ori despre ceea ce prevede Constituția la articolul 47, coroborat cu articolul 41, dreptul la muncă și protecția socială a muncii, cu articolul 53, în condițiile în care am avut, după cum bine știți, starea de urgență timp de 2 luni, dar potrivit Constituției, articolul 47, statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Salariații au dreptul la pensii, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, precum și la alte măsuri de protecție socială publică sau privată stabilite potrivit legii. Referitor la dreptul la muncă și protecția socială a muncii, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, alegerea profesiei, a ocupației și a locului de muncă sunt libere, salariații au dreptul la măsuri de protecție socială, acestea privesc securitatea salariaților, instituirea unui salariu minim brut pe țară, prestarea muncii în condiții speciale sau deosebite, precum și alte măsuri de protecție socială stabilite potrivit legii. La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbații, durata normală a zilei de muncă nu poate depăși 8 ore, iar dreptul la negocieri colective în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective sunt garantate. În situații excepționale, cum a fost starea de urgență, și, mă rog, ulterior, autoritățile au încercat să imprime un curs asemănător prin starea de alertă. Să nu uităm că articolul 53 din Constituție se referă la restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți, și anume exercițiul unor drepturi sau unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune după caz pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății, ori a moralei publice, apărarea drepturilor sau a libertăților cetățenilor, de asemenea desfășurarea instrucției penale, precum și prevenirea consecințelor unei calamități naturale, unui dezastru sau unui sinistru deosebit de grav. Însă, restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății. În condițiile în care Partidul Social Democrat a acceptat să participe la guvernare alături de PNL, UDMR și, mă rog, susținuți de cei 18 reprezentanți ai minorităților naționale în Camera Deputaților, a venit cu niște măsuri de protecție socială care vizează mărirea pensiilor cu 10%, majorarea salariilor, dublarea alocațiilor și alte măsuri de protecție socială care nu știu dacă în condițiile actuale, cel puțin ministrul muncii a spus că sunt probleme, fiindcă din punct de vedere al resurselor bugetare suntem în imposibilitate de a le transpune în practică. Despre acest subiect, nivelul de trai, discutăm în această seară cu invitații mei speciali, pot spune, domnul Mircea Dogaru, președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate. Bună seara, domnule președinte, mulțumesc pentru prezența în emisiune. La mulți ani dumneavoastră, telespectatorilor și politicienilor, la foarte mulți ani. La foarte mulți ani mă refer la sănătate, nu la foarte mulți ani în politică, nu? Sau la guvernare. La foarte mulți ani în libertate. Bun, în libertate. Doamna Dorina Barcari, care este expert în probleme legate de asistență socială, nu? Nu. Și salarii. Bună seara, mulțumesc pentru prezența, deci asigurări sociale, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara și la mulți ani. Și domnul Cătălin Iordache, analist politic. La noi, tot noi. Da. Domnul Mircea Dogaru, ce ați mai făcut în ultimul timp? Pentru că nu ne-am văzut în 2022. Și ce preconizați să faceți din punct de vedere al... De un an. Vă rog. Întrucât multă lume spune, dar nu ne uitați și pe noi civilii, noi am ieșit pe 23 la Parlament, așa, împreună cu sindicatele din poliție, toate sindicatele din poliție, iar obiectivele pe care le-am cerut au fost
legea 153 pe 2017 a salarizării unitare să fie aplicată in integrum, așa cum a fost promulgată. Și cum ar trebui să... Cum ar trebui, da. Legea 223 pe 2015 a pensiilor militare distrusă de ordonanță de urgență să fie aplicată așa cum a fost promulgată. Legea pensiilor civile 127 pe 2019 la fel neaplicată nici în ziua de astăzi. Și în plus, pentru cea de-a doua armată a țării, legea 195 pe 2020 a personalului feroviar. Pentru că a fost anul feroviarilor pe Mapamond și noi mergem ca pe vremea lui Carol I și a lui Cuza cu căruța. Dar nu mai pot fi abordate așa, pentru că nimeni nu vrea să cerceteze și să ajungă la o concluzie cine se face vinovat de devastarea a patru fonduri sociale de care n-avea voie să atingă nimeni. Cine se face vinovat și unde sunt acele fonduri sociale? Fondul de pensii, da. Dom'le, sunt patru fonduri. Casa agricolă care nu mai există și nu se știe ce s-a întâmplat cu ea. Și sunt, e patrimoniu țăranilor români care au muncit, au plătit din munca lor ca să-și asigure o situație la bătrânețe pentru cei care au muncit în agricultură. Și acum sunt miloși naționali. Pe urmă, fondul de la UGSR, care nu se știe unde e și era niște miliarde de dolari, fondul de la calea ferată, miliarde de dolari, de ruble și sute de mii de locații. Categoric. Dar eu vorbesc doar de fondul de pensii și fondul de sănătate. Ambele fonduri au dispărut, puf, așa, în neagră veșnicie. Și fondul de pensie suplimentară, singurul fond de stat, tot social, în administrarea statului. Și aia a dispărut. De ce și unde? Domne, modelul suntem noi. Orice leu se produce în armată dispare direct la bugetul de stat fără specificație. La fel, contribuțiile noastre care au fost în interior, inclusiv pentru pensii, și care s-au dus la bugetul de stat, punct. O formă de primă acum soluționare... Acum ni se spune că n-am avut contribuții. Și acum ni s-a luat... Serios? Și casa obținat, armata, da, care venea să strângă cum să spun, grâu de pe câmpuri, să culeagă tot felul de... să contribuie la munci agricole. Din ce? Ea nu era plătită? Ea nu muncea? Lăsați, doamnă, grâu și altele. Care venea voluntar. Armata primește 2%. Din chipurile, din PIB. Da. Pentru apărare, da? Da. Sigur. Din care cumpără avioane vechi de pe vremea lui Vuia. Dumneavoastră le cumpărați? De 40 de ani. Așa vă vine să le cumpărați? Așa. În condițiile în care la sfârșit de an, din acești 2%, dă jumate înapoi, ca necheltuiți. Eu vreau să întreb un lucru. Cine a cumpărat acele avioane? Sunt de profesie? Sunt de profesie. Sunt mizilicuri, doamne. Ăsta este bugetul armatei pe anul trecut. Armata încă produce și vinde muniții, armament. Și e capabilă să susțină guvernul, inclusiv alegerile au fost făcute pe banii armatei, fondul de rezervă al guvernului. Deci această minciună cu noi vă ținem pe voi, nu, noi vă ținem pe voi, invers. Încă mai vindem armament, încă mai vindem muniții, servicii mai și altele. Mai sunt. Bă, da, prostii, că sunt atât de dotate. Cum da, dar din 146.000 de specialiști în domeniu, mai avem vreo 10.000 la ora actuală. Da, oricând se pot redeschide. Să-ți bagi joc de asemenea valori? Nu, asta este problema. Da. Problema, dacă îmi permiteți, este următoarea. Guvernul, de ani buni, de la Băsescu încoace, care se substituia la Boc, a cam încălecat legislativul și puterea judecătorească. Orice lege, de-aia am citit legile alea, orice lege se dă în Parlament, lumea răsuflă liniștită, dar nu se aplică, o lege organică. Nu se aplică prin culmea hotărârii de guvern, care este un act administrativ, sau prin ordonanță de urgență, cazul nostru. Degeaba apar legi, degeaba sunt promulgate, pentru că nu se aplică. Este motivul pentru care noi ieșim în stradă de fiecare dată, pentru aplicarea legilor așa cum au fost promulgate. Guvernul s-a angajat, pare că s-a angajat și nu contează culoarea guvernului. Ca orice leu se produce în țara asta, să ia drumul străinătății. Inclusiv în PNRR, sunt scutite transnaționalele de orice contribuție. Din potrivă, le ajutăm săracele să treacă de pandemie. Da. În schimb, se ia și ultimul ban din buzunarul cetățeanului. Că se dau 10%. Și din firmele românești care nu sunt ajutate cu nimic și au dat faliment. Și dau faliment în continuare. Că se dau 10% acum? Păi îmi pare rău, 10% cred că este sub inflația reală. Nouă, de exemplu, nu se mai dă nimic de ani de zile. Noi suntem modelul cobai. Dacă marea mută tace, se extinde și la civili. Deci cam pentru asta am ieșit în stradă și ca să închei subiectul. Anul trecut s-a dat în ajundă anul nou
226 ordonanța de urgență care a înghețat pensii, salarii. Au urmat iarăși valuri de concedieri. Stipendiile speciale. Anul ăsta s-a dat ordonanța 130 pe care noi am atacat-o, am prevenit-o, am spus că va apare cu un an înainte. Am atacat-o imediat, ca să se știe, la Avocatul Poporului, singura persoană care poate ataca la Curtea Constituțională, la această inutilitate politică, pentru că oamenii sunt numiți pe criteriu politic, nu al competenței. Da. Deci la Avocatul Poporului, doamna Renate Weber, și am fost mii, nu numai sindicatul nostru, am îndemnat și alte sindicate să atace ordonanța 130 și l-am dat în judecată personal pe domnul prim-ministru Ciucă, în calitate de dublă de prim-ministru și fost ministru al Apărării Naționale, cel care achiziționează armamentul. Bun, ce spera să facă doamna Weber ca, în calitate de avocat al poporului? Doamna Weber a făcut câte ceva anul trecut, a fost dat afară, a câștigat, s-a întors și acum e foarte cu minte, motiv pentru care am pornit la vă asalt. Vă rog câteva secunde, domnul Dan Băzăvan la telefon. Vă rog. Deci așteptăm să-și facă datoria și să atragă atenția Curții Constituționale. De ce? Păi noi am asta atacat la dânsa, de exemplu, da? Chestiunile pe care le putem specula în acest sens. Dai la toată lumea, inclusiv la magistrați, de la ăia, deci de individul cu 1000 de lei care nu e pensie, este ajutor social vopsit, așa, până la ăla cu 96.000 de lei care este magistrat în Curtea Constituțională, 10%. O pomană de 10%, de îmbârtă stabilită. Bun. La armată o dai până la 2500 după ce am ieșit noi în stradă, de lei în brut, și după aia dai 2,6. Asta se cheamă discriminare. Mai departe, ne bagi la oală cu toată lumea, în condițiile în care noi nu avem contracte de muncă, avem de activitate și avem propriile noastre spitale, de exemplu, la plata CSS-ului, în condițiile în care CSS-ul nu trebuie plătit de pensionar, de niciun pensionar. Așa s-a renunțat la măsura abuzivă luată de Băsescu numai ca să ni se iau ochii că ni s-au mărit pensiile. În realitate nu s-au mărit, s-a dat un drept înapoi. Ce semnificație au 2000 sau 4000? În condițiile în care nu avem gratuitate. Vă rog, întrebare dacă este, pentru că nu putem să ținem mult telefonul ocupat. Vă rog, domnul Dan Băzăvan, bună seara, la mulți ani. Bună seara. Vă ascultăm. Să trăiți la mulți ani, bună seara tuturor invitațiilor dumneavoastră, tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Am simțit nevoia să intervin cu un telefon. Am observat subiectul, pensiile, discriminările din sistemul militar. Trebuie să facem precizarea și domnul colonel a făcut dogarul precizarea în repetate rânduri. Soldele militarilor, polițiștilor, ca și pensiile, ca rezultat al calculării acestora din baza de calcul a soldelor 6 luni consecutiv din 5 ani, sunt raportate la 31.12.2009. Da. Niciodată nu s-a aplicat nici legea 24 și nici legea 153. Nici salarizarea actuală a jandarmilor, de exemplu, sau militarilor la activitate. Avem clar discriminare. Categoric, nu, dar dumneavoastră... Situații identice, de ce la anumite categorii socioprofesionale se aplică legea salarizării? Cadrele militare nu au pensie, cadrele militare aveți doar contract soldă. Pentru exercitarea profesiei de militar în activitate. N-avem treabă cu Ministerul Muncii, n-avem treabă cu Casa Națională de Pensii. Ceea ce primim noi este exact soldă de rezervist, pentru că obligațiile continuă și după. Pentru că funcționați nu în bază de contract, în bază de jurământ. Ce întrebare aveți pentru invitați? Vă rog. Alo? Da. Ce întrebare aveți? Către domnul Dogaru, către doamna Dorina sau domnul Cătălin? Discriminările continuă chiar și după trecerea în rezervă. Nu este normal să nu se aplice legislația. Avem legislație și nu e normal să nu o aplicăm. Păi da, miște, da. Am înțeles. Mulțumim mult. Apropo de această normalitate. Da. Deci mulțumim mult, domnul Băzăvan. Ca să se știe, sănătate. Noi în 2018, în martie, l-am dat în judecată pe Băsescu pentru discriminare, calomnie, insultă și așa mai departe. Sperăm în martie anul ăsta să termină procesul. Ne reprezintă la Consiliul. Am dat în judecată ministrii apărării și pe doamna Lia Orguță Vasilescu, ministru al muncii, pe ministrii apărării solidar cu Ministerul Apărării. Și rezolvă problemele faptul că ați acționat în instanță? Nu, știți care e problema? Apropo de justiție, că nu avem justiție în România. Domnul Băzăvan are în proces. Exact. Foarte bine. Deci, de 2 ani de zile, am ajuns câștigând în șir până la Înalta Curte de Casație și Justiție, care stă cu degetul în gură și nu stabilește termenul. Întrucât noi acuzăm că acești oameni cu rea credință au refuzat să aplice deciziile obligatorii ale ICCJ-ului în privința noastră a militarilor, privind statutul nostru identic cu al magistraților.
care s-au pliat pe noi, ne-au furat legea și acum ne-au dat un șut în fund, ca să mă exprim academic. Da, în ceea ce privește pensiile civile, atrag atenția tuturor civililor să pună mâna, că se găsește pe portalul ICCJ-ului, decizia numărul 19, dosar 18 din 17 octombrie 2011, care spune clar că toate pensiile civile sunt aiurea calculate, pentru că s-a luat salariul de bază tarifar pentru, așa zis, un punct de pensie care este o extrucherie, nu cât a cotizat omul real. Că dacă lucra în acord global, câștiga 8.000, 10.000 pe lună, nu 1.200 cât i-au luat în calcul pentru zisul punct de pensie, care este oricum înlăturat la ora actuală, se bagă punctul de referință, care este stabilit aleatoriu, iar în curând, pe manipularea cetățenilor, se vor trezi iarăși cu noi pleașcă pe Casa Națională de Pensii. Noi n-avem ce căuta acolo, pentru că suntem rezerva armatei, am cotizat toată viața 64% din brut în interior, și ăștia vor să ne arunce de fiecare dată fără un ban să cocoșăm Casa Națională de Pensii. Ca banii să rămână acolo, să-i folosească la achiziții de Vuia 2, Vlaicu 3 și așa mai, Coandă 4 și așa mai departe. Doamna Bahari. Dom'le, atâta timp cât în legislația nu este construită foarte solid și sigur, de-aia se face loc la tot felul de stipendii și de specialități și de, și de aici se produce o întreagă ruptură în societate. Da. Problema este, pentru, atât pentru pensii, cât și pentru salarii, să existe câte o singură lege organică, pentru că ea, dacă este numită și construită ca fiind lege organică, în, cadre, în care să fie cuprinse toate structurile, așa spune și Constituția, prin lege organică să fie reglementată statutul cadrelor militare. Există două categorii de salariați, civili și militari. Există două categorii de pensii, civile și militare. Altă filozofie a vieții. Eu n-am contract de muncă 8 ore și ce trece sunt plătit după aia în plus. Nu, eu am contract de executarea activității la ordin 24 din 24 și toată viața, da? În această situație n-am nicio legătură cu Ministerul Muncii. Lucrurile sunt complet separate. Acesta este tabelul pe care noi l-am trimis peste tot. Astea sunt pensiile civile, astea nu sunt pensii civile, sunt 3.300.000. Secunde, domnul Dogaru, mă uit la un mesaj aici, o doamnă la Sârbu, spune că știm, militarii, milițenii au pensii mici, adică 1.000 de euro, 2.000 de euro. Unde a văzut așa? Tocmai asta, asta câți, vreau să spun. 1.000 de 2.000 de euro. Când noi știm, a spus aici în emisiune, cu pensii de 500 de lei și chiar mai puțin, vă rog. Haideți să le explicăm telespectatorilor. Cât cunoaște doamna din cât, care... Din propaganda care se face, dacă vrei să distrugi o țară, după ce ai distrus economic, după ce ai distrus învățământul cultural. Dar stai, din categoria Câțu, care știa că avem salarii de 3.000 de euro. Arătați-mi, doamne, pensii militare. Nu, e categoria Câțu, stai liniștit. Dacă se vede către cameră, da? Deci are informații de la Avem pensii extrem de mici. Prim-ministru, da. Care știa că sunt salarii de 3.000 de euro, așa prezent. 9 lei avem aici. Dați-o și pe cealaltă, sau a spus dumneavoastră. Nu, sunt două, una sus, una jos. Da. Și avem o pensie de 494 de lei. Și mai puțin. Care este șmecheria? A inventat o categorie, pensie minimă. Nu există așa ceva, este o hoție. Din punctul meu de vedere, nu le da, domne, 1.000 de lei. Dă-l 1.000 de euro, dar nu-i mai spune pensie, că ne jignești. Spune salariu pentru vot. Sau cum vrei, sau pentru ajutor nemuncă. Ajutor social. Sau ajutor social, dar nu e pensie. De ce ai făcut chestia asta? Da, ca să amesteci pensiile. Păi din 2007 ai amestecat cu ajutoarele sociale, ca să distrugi statutul juridic al pensiei de drept patrimonial dobândit în urma unui contract de muncă sau de activitate, încheiat integral sau parțial. Un contract de plată pe care l-ai avut o viață întreagă. Ce vai de mine avem de recalculat? Ce ai de recalculat? 1.000.000 de chestii stabilite din burtă? Și le spui pensie minimă ca să prostești lumea? Haideți să ascultăm și opinia domnului Iordache vis-a-vis de dumneavoastră. Ați vorbit, chiar ați postat unele aspecte legate de pensiile speciale și mai ales de faptul că vis-a-vis de bursele acordate elevilor s-a majorat media pentru care se poate acorda bursă de merit, special pentru a limita numărul la acelor acordat-o. Exact. Vă rog, domnule Iordache. Ce să vă spun? Acum este firesc și mi se pare firesc, am spus-o de 1.000 de ori, este o materializare a faptului că un șofer ajunge ministrul muncii. Când ai șoferi ministrii muncii, când ai oameni de tipul Evanghelie care conduc, când ai oameni de, și vă mai dau 1.000 de nume de analfabeti care au ajuns să conducă destinele, în primul rând destinele noastre, Ministerul Sănătății a fost condus de un adeverențist. Poate că nu cunosc chiar... Adică o țară întreagă de proști, cum suntem noi, să înghiți gălușca cu eu am adeverință de studii. Ce e adeverință de studii?
Are care adevărește că e un băiat inteligent de când era mic și că de multe ori a fost dus în gara de rol și a luat trenul și o să plăni ministru. Este așa, știți cum spunea... Uite, mi-a scăpat chestia asta și mai ales că era cu trenul. Celebru care spunea... Da, două secunde vă întreb că avem un telefon. Bună seara! Vă ascultăm! Alo! Bună seara, mă ascultați? Da, vă ascultăm! Sunt în emisiune? Da, sunteți, în direct, vă rog! Întrebați către invitat și ce aveți dumneavoastră de clarificat. Vă rog! Bună seara tuturor! Aveți emisiune extraordinară! Mulțumim! Și vreau să vă mulțumesc pentru timpul acordat. Am o întrebare la dumneavoastră. Da! Sunt pensionar NEI de câțiva ani, plafonat, pe suma mare și primesc suma mică. Rețineți, dar eu sunt impozitat pentru suma mare. Ne scuzați că vă întreb, că vă întrebăm. Sunteți unul din cei cu 2000 de euro pensie de care povestea doamna mai devreme? Nu. Păi atunci rămâniți-o și pe doamna care comentează că nu există astfel de pensie decât în imaginația creatoare a unor presupuși prim-miniștri. Dacă vă permiteți să vă lămuresc și că la noi da, vin și de la internet. Da, vă rog, vă rog dacă, mai, dacă mai aveți ceva de adăugat în subvințul de băi, dacă nu domnul Dogan o să explicați. Da, două secunde. Când au primit ordinul. Astea au fost foarte mici. Da, imediat să vă răspundă domnul Dogan și apoi doamna Macari. Când au primit ordinul să distrugă toată industria, au trecut de la salarizarea cum era până atunci, că îți venea în netul, da, prin legea 130 pe 1 aprilie, 132 pe 1 aprilie 1990, da? Au dat la angajator plata către stat. Până atunci îți reținea statul, tu n-aveai nicio treabă, cât scrie atât a primei. Da? Sigur, da. Bun. Ce a făcut Teodorovici în 2018? A trecut obligațiile pe care trebuia să le tragă angajatorul în cărca angajatului. În această situație, cetățeanului, dânsul, oricare, de 2018 încoace apare acolo 10.000 de lei, recto 100 de milioane, dar ăla e brutul pe care nu-l vede. Scazi 46% care, sau 45% care sunt obligațiile așa, vii la brutul 2, pe ăla îl impozitează, rămâi cu netul, după care pensia ți-o acordă la net și după aia te mai impozitează o dată. De omul când vede sus o cifră imensă și când se trezește în mână cu 3.000 de lei, nebunește. Nu înțelege cum de acolo a ajuns aici. Prin tot felul de artificii de genul ăsta. Corect. Da, un artificiu financiar. Deci nici statul, nici angajatorul practic nu mai au nicio obligație față de taxele sunt bani furați. Bani furați. Vreau să iar acum, suma pe ce bază ne taxezi pe noi militari când avem sistemul nostru și gratuitate prin statut? Și cei de la interne, și cei la armată, și cei la SRI. Avem policlinicile noastre în care vezi gabor cu pălărie câți vrei. Păi dar militar mai puțin. Spitalele noastre și avem gratuitate. Pe ce bază mie CSS-ul? Bași ca faptul ce a spus doamna Marcari, CSS-ul nu se mai e la pensionar, că a plătit o viață întreagă pentru l-au plătit, bineînțeles. Da. Domnul Florin, din Câmpina, o simplă întrebare, atât. Da, atâta, vă rog. Vă rog. Ce știu, Dânșica, ați introdus artileria grea în seara asta despre coplată, căci că la sănătate... E grav, e grav, aici aveți dreptate. E grav, e grav. Tot. Se preconizează. Cine are bani, este, va arăsa tratat este exterminarea populației sărace din România, fără niciun fel de artificiu. E pe față și direct. Atâta timp cât întâi și întâi o să se lanseze cu așa o coplată mai blândă, dar asta într-o primă fază, că după aceea statul nu o să mai aibă bani să asigure o asistență medicală pentru cetățeni și cetățenii se vor trezi internați în spitalele private, nu vor ști la început cât au de plătit, de se vor trezi acasă cu niște chitanțe care vor depăși valoarea proprietăților. Și atenție, a apărut ordonanță de urgență, n-ai voie să-ți vinzi apartamentul de la bloc 25 de ani de aici înainte, dacă ți-a învelopat-o primăria. Sau blocul. Nu m-a învelopat, da, și dacă ți-o consolidează. Dar știți de ce? Nu. Că o să-ți vină curentul, o să-ți vină gaz, nu o să ai bani și îți iau apartamentul pe nimic. Da. Se cheamă pauperizarea românilor. Deci au furat tot pentru străini, tot ce s-a putut, că de-aia ne-au făcut cadou evenimentele în decembrie 89 ca să ne fure tot. Și acum urmează să fie furați ăștia care mai suntem în viață. Păi nu, dar au fost scandalizați olandezii, danezii. Cum e posibil românii să fie 85% proprietarii caselor lor? Ei n-au putut să înțeleagă lucrul ăsta. Casele alea pot fi proprietățile noastre, ale olandezilor, ale austriecilor, eventual. Nu, haideți să vă spun, la noi este vorba că noi suntem un popor sedentar. Noi, cum să
spun, investim și afectivitate vis-a-vis de casa ta, de grădinuța ta, de copăcelul tău. Dar ei sunt nomadi, de aia se mută de colo-colo. Ca, nu, pădurile le-au... Aici nu avem... Nu mai ai voie să te încălzești cu lemne. Nu. Deci automat toate casele la țară. De pădurile noastre s-au atașat austriești. Da, nu numai. Nu a fost așa. Într-un cuvânt în această țară este trădare cum n-a fost niciodată. Da, trădare pe față. Și imbeciliți cât cuprinde. Bine, să nu jignim. Lipsă de... Scuze-mă, dă-mi că mi-a plăcut o chestie asta și am notat-o. Nu știam, astăzi am aflat-o. Deci concluzia înainte de a muri a lui Umberto Eco. Aha. Drama internetului este că a promovat legiuni de imbecili și l-a transformat pe idiotul satului în purtător de adevăr. Da, domnul colonel Marco Florea din București, bună seara. Rapid întrebarea. Vă ascultăm. Am o rugăminte, sunt colonel rezervă Marco și vă aduc în completare. Deci nu au salarii, nu au pensii mari. Deci eu am peste 4, am 40-200 de lei, 4200 de lei. Categorie. Și mie mi-e impozitată acum cu 10%. Da, aia 200. Aia 200. Iară cu sănătatea. Deci îmi va reduce pensia. Și în altă ordine de idei, că reduce, dar vă crește cu foarte puțin. De noi rămâne militar toată viața. Da. De stare de urgență, de stare păi de alerte, de stare de urgență. Dumneavoastră n-aveți contracte de muncă, n-ați avut jurământ. Noi suntem oricând încorporați, da, concentrați. Stați puțin că rău abia începe, domnul colonel. Au încercat, mă scuzați, au încercat în ultimii 2 ani următoarea șmecherie să creeze un secretariat de stat pentru militar la guvern. Nu, domnul colonel, ca să știți ce urmează. Domnul Ciucă a încercat să creeze un secretariat de stat pentru militari, pentru rezerviști la guvern, de să ne scoată fără bani, să ne arunce în spinarea Casei Naționale de Pensii, n-a ținut figura, da, mulțumit, domnul colonel. S-au împotrivit parlamentari care acum nu se mai regăsesc în Parlament, s-a încercat o comisie pe lângă Camera Deputaților și acum se va încerca o nouă șmecherie să fim aruncați fără bani pe Casa Națională de Pensii. Da, vă rog! Da, dacă mai aveți ceva de adăugat. Aș vrea să aduc la cunoștință, da, faptul că nu sunt adevăruri spuse. Deci militarul e militar și, da, el are niște restricții. Asta a spus-o domnul Dogaru de fiecare dată aici. Da, da, da. Au mărit pensii, au triplat pensii la procurori și judecători, PSD-ul, doamna Olguța Vasilescu, da, că ne cuplează cu civilii și ne-au limitat nouă, ne-au... prorogat drepturile și libertățile noastre. Au înghețat. Da, e discriminare. Mulțumim mult pentru intervenție, domnul Dogaru. Ca să distrugi o țară, matematic trebuie să promovezi imbecilii 10-15 ani înainte de eveniment, iar după eveniment tot așa, și trebuie să distrugi ultimii doi stâlpi ai unui stat. Din clipa aia statul nu mai există, națiunea nu mai există. Structurile militare în general, informații contra informații, structuri speciale, armată, poliție, da, jandarmerie și biserica. Suntem în faza distrugerii bisericii, pentru că structurile militare sunt praf la ora actuală. Corect. Nu chiar toate, domnul, mai sunt oameni. Scuzați-mă, ce trupe apte de luptă avem la ora actuală? Păi nu asta vreau să transmit domnului colonel, să stai liniștit că la pensie nu e nevoie să intervină, pentru că maxim 30 de ore ne poate cuceri și Albania. Avem tehnica asta modernă de luptă, așa că stați liniștiți că nu o să fie nevoie de intervenția niciunui dintre noi. Nu o să aibă timp să ne scoată din case. Ce am remarcat? Am remarcat această maxim competență a guvernului PNL-PSD și am mai făcut precizarea aceasta. Și UDMR? Nu numai că nu au tăiat pensiile sociale, au reușit să facă aceste mega economii la buget, ridicând media, crescând media elevilor de la 8,5 bursierilor de la 8,5 la 9,5. În felul acesta au reușit să obțină o economie și au scos 730.000 de copii de la aceste sume derizorii, după părerea mea. Ajutoare, da, totuși. V-au mărit prețul la parcare de la 50 de lei la 600-700. Asta își merită soarta cei care au votat cel puțin în sectorul 2. Da, și în toate sectoarele și pe această cale au reușit. Și acum urmează. Taxe impozite, mărite. Am spus-o și o spun în continuare. Este furtul pas cu sas. Orice taxă e un furt. E un furt. Da, da, ce soluție avem? Haideți să vă spun ultima așa, vreau să fac această precizare, pentru că mi s-a întâmplat de curând. Numai că nu au mărit și nu au tăiat pensiile și mi-au aminte de acea doamnă Străluca, cum se numește, care urla, o să tăiem pensiile Turcan, că tăiem pensiile și facem și noi PNL-ul și împăratul. Orban care danza ca la menagerie, noi care o să reducem.
Rareș, Bogdan, Rareș a zis ce a declarat. Ce? Am învățat cinstea de la tatăl meu. Tatăl lui tocmai a distrus două combinate pe acolo și nu ca și furat. În mod cinstit însă. Într-un mod onest. Am învățat perfect cinstea de la tatăl domniei sale. Pe acolo, prin Provinar, Motru, pe unde a fost la combinat. L-a falimentat. Nu l-a cinstit, dar am falimentat combinat. Ideea este că guvernul reușește și de aceea și rezultatele acestea cu pensiile, dacă reușim să punem șoferii miniștri, și știți că asta vă spuneam că avem un epigravist celebru, poștor Realitatea Urbană, da. Care spunea așa, coronelul imperator a făcut din cal da, sinistru, a făcut din bou ministru. Bună seara, domnul coronel! Când faci din șofer ministru, da. Pensia sunt sinistru. Vă ascultăm! Domnul Popescu! Alo? Da, bună seara! Ascultăm întrebarea. Bună seara! Da, întrebarea. Vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara! Bună seara! Ce rămâna, stimată doamnă, la mulți ani tuturor! Mulțumim, la mulți ani și dumneavoastră! Ziceți! Deci întrebarea care este? Bună seara! Așa! Întrebarea este, băi, și foarte scurt! Da! Și-o pun pentru toți, pentru toate cadrele militare în rezervă din Armata Națională a României. De 10 ani, de 12 ani, mai bine zis, întrebarea este, ce facem? Ce vorbim facem de 10 ani, de 12 ani, până în fiecare emisiune, în fiecare lună, în fiecare an, ce facem cu acești impostori? Politicați, domnul Dogaru, trebuie să aibă suficient. Deci, de la ce v-ați zbat, eu chiar v-am da. Așa e. Deci, noi, armata României. Noi i-am dat pe toți în judecată și vă chemăm în stradă lunar. Inclusiv în timp de pace. De ce nu veniți? Pe șantierul economiei naționale, la instrucție. Peste tot. Domnul colonel, și nu se poate așa ceva. Eu sunt inginer feroviar. Trebuie să terminăm o dată. Da. Întrebarea este cum? Uitați-vă, s-a de... Data viitoare când vă chemăm în stradă, veniți toți. Calmați-vă, nu vă mai enervați. Ne ducem câțiva. Vă rog, haideți să-i răspundeți domnului Giulianel. Mulțumim pentru intervenție și deci pentru patriotism. Deci soluția este următoarea. Trebuie să acceptăm ideea că suntem conduși de niște slugi ale unor servicii străine și interese străine. Dar de ce să o acceptăm? Nici nu mai are importanță ce votăm. Au votat 30 de ani, continuă ce. Pe simplă tastă să duc 3.200.000 de voturi. Păi dacă nu există niciun loc cum să ducă. Nu, că este alegere corectă. Iar viitorul nostru este următorul. Noi deschidem drumul. Că suntem cobaie militarii, dar urmează civilii. Apropo de, uite vaccinul, uite masca, nu e masca. Și feroviarii la fel. Uite masca, nu e masca, uite medicamentul, că nu există niciun medicament anticovid în nicio farmacie. Ei, și cu toate astea deci acesta este celebrul document pe care am pus noi mâna de la doamna general, că trebuie să avem și noi generali femei, doamna Lupu, de tristă amintire, către domnul Gheorghe Gherghina, celebru făcător de bugete din Condei, atunci era la Ministrul Finanțelor Publice, da. În urma marilor noastre manifestații, a ajuns la concluzia că vreo 30 de milioane de lei ar trebui subordat în bugetul Ministerului Apărării ca să ne închidă gura, adică să aplice legea, să nu ne mai fure. Suma de 30 de milioane de lei va fi suportată din economiile realizate la bugetul Asigurării Sociale de Stat al Ministerului Apărării Naționale, provenite ca urmare a decesului pensionarilor militare, în medie cu 250 pensionari pe lună. 250 pe lună crăpăm noi, fără COVID, din 2009 cu acei 250 ceilalți, interne și servicii. 500-600 pe lună, fără COVID, e mortalitatea la rezerviști. În fiecare lună, de 12 ani de acum. Care mortalitate e contabilizată. Mare economii la bugetul de stat, fond pensii militare. Pentru o chestie de genul ăsta făceau pușcărie pe viață. Cap. În orice țară normală la cap. Dar asta e țara nimănui. Suntem no man's land. Să dea Dumnezeu să dobândim și noi un statut de colonie. Să fim colonia cuiva. Că la noi se rățuiește ambasadorul francez, îngheață președintele. Se rățuiește ambasadorul german, îngheață premierul. Se rățuiește ambasadorul olandez, îngheață portul Constanța. Pentru că e țara nimănui. Și noi avem un președinte profesorat. Și ce vrea să facă el? Nu are legătură pregătirea. Doamna Bacari. Atâta timp cât nu avem o demnitate. Păi asta e. Și întreba domnul coronel, ce facem? Ce facem? Mergem la vot și votăm cum trebuie, domnul coronel. Nu stăm acasă și păi votăm cum trebuie, dar aceasta când domnul Dogaru. Când ieșim în stradă, venim toți. Da. Nu stăm la televizor să urmărim că ceva. Eu am o treabă. Cei care sunt activi acum nu își dau seama că urmează să fie pensionari? Bă, își dau seama. Și de ce nu e niciunul acolo niciodată? Ei, de unde știți că nu sunt? Păi noi am văzut că e public. Vă spune că am avut o grămadă de fiecare dată. Domnul Constantin din Craiova, vă ascultăm. Vin civil ca și noi, nu le dăm semne că... Domnul Constantin, vă ascultăm. Bună seara, întrebare. Bună seara. Domnului colonel Dogaru, aș dori să-i fac o precizare.
în condițiile în care timpul îi permite, să abordez de puțin problema ajutoarelor pentru trecerea în rezervă, ajutoare care nu s-au acordat de ceva timp și pentru care există sau au existat bani în bugetul Ministerului Apărării Naționale. Da, vă rog, domnul Tocan. Mulțumim. Deci, în toate țările din Uniunea Europeană, să spunem așa, te-a dat afară din serviciu, ai niște ajutoare salariale, da? Ai trecut la pensie, că ești civil, că ești militar, așa se cheamă acum, ajutoare salariale. Noi le numeam salarii compensatorii pe vremea. Au fost suspendate de Băsescu la 1 iulie, 2010, la 2010 pentru 6 luni. Aha. Și de atunci, din suspendare în suspendare. Cea mai drăguță suspendare a făcut-o Teodorovici în 2018, pe 3 ani, în baza unei legi care era abrogată de un an jumate. Legea 284 a salarizării, da, care n-a fost aplicată decât niciodată în situația asta. Da. La ora actuală, pentru că oamenii sunt disperați, au uitat că au fost militari, nu știu ce înseamnă secretul operației, s-au apucat să umple internetul cu atenție, pe 31 să termine suspendarea. Depune, a dat ordonanța 130, s-a mai suspendat un an de zile. Până murim nu le vedem. Deci avem mii de procese câștigate. Știți cum le câștigăm? Aveți dreptate, aveți dreptul la... În momentul în care vor fi bani, îi veți primi, că se va termina atunci cu suspendarea. Păi suspendarea se va termina când va muri ultimul dintre noi, când va dispare ultimul dintre noi. Atunci se va termina. Asta e soluția generală. Păi toți aplică soluția asta pe pensionari, să-i lungim, să-i prostim. Că poate mor mai repede. Păi să mor o dată. N-ați auzit chestia cu picioarele în față? Că aia e ideea. Păi normal că asta e ideea. Tinerica, când își poate permite... Tinerica de la Comisia Europeană, care e și așa cum își poate permite un înalt funcționar de stat o asemenea golănie? Iar salariații să muncească pe 2 lei, parcă așa s-a spus. Și vor să lungească vârsta de pensionare la 70 de ani, pe aș vrea să văd cine s-ar urca într-un avion cu un aviator de 70 de ani. 64 de ani. Și de 70. Către domnul Iordache, poate mai mult. Pe cine să votez, domnilor? Toți sunt o apă și un pământ. Pe nimeni. Pe cine să votez? Haideți să vă spun. Să nu mai meargă nimeni la vot. Eu nu văd general. Păi nu. Problema este să te duci și să-i ștergi pe toți. Eu zic în primul rând, știu să... Dacă te-ai dus, vă consiliez pe cine să nu votezi. Nu mai votați pe cei care au făcut politică în ultimii 30 de ani. Sunt o grămadă de partide noi, o partide tinere, sunt o grămadă de candidați care nu au participat la această mizerie de numele politică. Politica este o meserie. Nu orice nec ca nimeni o poate face. Noi nu am presupune studii, presupune selecție. Evanghelia are vreun studiu, are și așa mai departe. Numai la noi oricine ce vrea să se dă cu capul. Nu avem o discuție. În România, vă spune, pentru că noi am încercat, Alternativa Națională. Toate ideile noastre le-a preluat cineva și a apărut un SRU. În România nu există partide care se apară peste noapte decât într-o anumită conjunctură. Da, în sensul e ca în fotbal. Albania bate pe eroie și ne califică. Da. Domnul ministru Mircea Coșa, bună seara, domnul ministru. Pe care l-am propus. Mulțumesc premier. Mult pentru prezența în emisiune. Sunt cu domnul Mircea Dogaru, doamna Dorina Bacar, domnul Cătălin Iordache. Întrebare, pentru că ne face o deosebită plăcere să fiți alături de noi. Ce facem de acum încolo? Ne aflăm într-o situație disperată din toate punctele de vedere. Nu vă auzi. Mă auziți acum? Noi vă auzim. Noi vă auzim foarte bine. Să refacă legătura. Dacă poate regia să refacă legătura. Rugați-i pe colegii să refacă legătura. Da, domnul ministru, imediat. Deci noi, Consiliul Societății Civile, Consiliul Național al Societății Civile, am spus, domnule, dacă vreți un guvern să scoată România din haos, trebuie să fie un guvern Mircea Coșa și a dat o listă de miniștri. Partidele parlamentare trebuie să aibă 1-2 profesioniști. Ne-au zis domnul ministru guvern. Acum? Dar și oameni români adevărați. Dar și români adevărați. Pentru că domnul Mircea Coșa este profesionist, dar este și român adevărat. Corect. Păi de altfel nu se poate. Păi da, dar mai sunt profesioniști așa, mai... să fim serioși. Vă... Dar domnul Mircea Coșa are sentimente vis-a-vis de români. Eu nu am auzit pe mulți vorbind așa cum vorbește domnul Mircea Coșa despre soluționare în interesul cetățeanului. Corect. În primul rând, dar cetățean e singurul care a pus problema. Pe toți încep să o avem milioane de români plecați afară. Da. De ce nu vine să explice milioanelor rămase? Băi, uite cum se gândește acolo. Așa trebuie gândit și aici. Suntem o țară atipică. Toată legislația care este normală afară, la noi nu se aplică, doar se imită.
Dar de aplicat nu cred că vă dau un exemplu. Cea mai bună lege a salarizării a fost prima reformă ar trebui a justiției. Ăștia trebuie toți dați afară și pe urmă făcută selecția. Pe criteriu politic, nu al studiilor. Soluția pe care a spus-o odată o bătrânică bagiocorită de un procuror foarte profesionist de la noi și care a zis trebuie schimbați toți și cu mătura de după ușă. Da, mod metaforic. Ne auziți, domnul ministru? Nu. Vă rog, domnul doctor. Eu cred că, în primul rând, faptul că nu au fost remunerați profesorii și că armata nu a fost bine remunerată, au provocat aceste daune pe care le simțim. S-a băgat discriminarea și în armată și în poliție la ora. Eroii care trebuie plătiți sunt de aia care au făcut servicii aliatului până nu știu ce țări. Faptul că și-au uitat la Nasiria. Refacem legătura cu domnul ministru. Chiar dacă au zis în țară nu sunt plătiți ca asta. Da, nu ne aude. Faptul că luarea de mită, așa cum o spun de 20 de ani, nu este asigurată trădării. Că nu ne aude pe noi. Și nu are aceleași consecințe. Nu nimic, închide și mai sună o dată. Situația aceasta. Pentru orice leu câștigat ilicit de un politician, trebuie făcut dosar penal pentru trădarea. Da, dar și trădarea cui? Domnul Sutar, v-am spus să nu luați telefoane că intervin profesioniștii și să-ți strică emisiunea. Da. Uite ce se întâmplă, nu puteți lua legătura. Gata, ați înțeles mesajul. Ce Dumnezeu? Da, am înțeles. Haideți să mergem mai departe. Doamna Dorina Vacari. Problema... Ce soluție avem în momentul de pandemie? Ne ascultă atâta lumea acum, ne văd, ne ascultă. Soluția este următoarea. Care este? Păi pe doamna Vacari am întrebat. Deci au început scumpirile. Două secunde, că e soluția strada. Au început scumpirile. Au început bătaia de joc la locații, la pensii, la salarii. Soluția este Kazahstanul. Da. Asta e singura locală. Dar n-avem temperamentul lor. N-avem temperamentul lor. În momentul în care vor veni plata la curent și la gaze, care au fost date domenii strategice, date pe mâna unor hoți, da, să fure ca în codru de 10 ori, de 100 de ori, nu contează că vaca e moartă în genunchi, trage pielea de pe aia că merge. Nicio problemă. Haideți să vă zic. Din clipa aia s-a terminat. Pe mine întotdeauna m-a deranjat și asta, culmea, este o frază spusă de politicieni reprezentativi care spun tot timpul statul este cel mai prost administrator. Dar cine e statul ăla, domnule? Guvernul. Nu cumva sunt niște oameni numiți în funcții de înalți funcționari de stat care își permit să fie proști administratori pe banii țării? Nu, adică ai mei? Și atunci acum să trec eu cu vederea și să las? Da, domnule, e prost administrator, trebuie să luăm de la stat. Și nu au fost luate, au fost jefuite, terfelite, umilite, vândute, distruse și am rămas acum goi. Pentru că justiția a permis să-și ia șpaga de la străini. Au făcut, nu, dar au făcut un prost calcul. Un stat slab economic nu-și poate apăra sistemul privat. Sistemul privat într-un stat fără putere economică este un sistem care va fi mafiotizat și distrus de alte interese, nu cele naționale. Ori noi am distrus un stat foarte puternic care ar fi putut să își susțină, care n-avea datorii, și ar fi putut să-și susțină și să-și creeze sistem privat așa cum venise Anghel Rugină, da, să ne dea soluția și pe care l-am respins pentru că ce spusese el nu dădea loc la hoții. Semnalul știți care a fost? Distrugerea elementului capitalist din economia socialistă. Categorii. Părțile sociale. Dar nu, omul a fost fericit că și-a luat tingirul în televizor. Anghel Rugina și-a fost dat afară și întreprinderea distrusă. Anghel Rugina a demonstrat că și așa tot cetățeanul român era proprietarul tuturor valorilor naționale. Fără discuție. În atare situație cu acele părți și fără acele părți, tot cetățeanul român era cel care putea să dispună de ele. Dar au decis cele două județe care se cheamă Olanda că suntem prea mulți proprietari, domnule. Ia să-i lăsăm la acord și la... Eu am avut discuție cu niște reprezentanți și le-am dat și explicația. Domnule, noi suntem vechi neam de sedentari, voi nu. Și atunci n-aveți nevoie de casă. Stați fără complicitatea acestor trădători, nu puteau să facă nimic. Din punctul nostru de vedere al tuturor celor patru, dacă un ambasador îndrăznea să vină să-l tragă la răspundere pe X de ce a închis mega imajul că era plin de șobolani și să dea afară, de la Viena. E o convenție pe îl țineam în șuturi în fund pe ambasador, da, până la graniță. Am făcut legătura cu domnul ministru Coșa. Bună seara, domnul ministru, ne auziți acum? Bună seara, nu vă aud. Trebuie să vorbiți puțin mai tare și să nu se suprapună. Aud mai multe voci. Da.
Sunt alături de domnul Mircea Dogaru, doamna Dorina Barcar și domnul Cătălin Iordache. Întrebarea mea... Îi salut și le urez un an. Și noi vă salutăm și la mulți ani. Multă. Întrebarea, statul, știți foarte bine, obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Nu o spun eu, o spune articolul 47 din Constituție. Ce facem ca să transpunem în practică această dispoziție? Deocamdată e foarte complicat să transpunem în practică. Păi e complicat anul de 32 acesta, de ani. Anul acesta, după părerea mea, este cea mai complicată situație economică pe care România o cunoaște din 1990. Din mai multe motive. Avem o criză externă puternică, suntem într-o contagiune pe această criză, o criză de inflație, o criză de energie, o criză pandemică de care știm și mai vine și o criză alimentară. Pe de altă parte, în țară s-a dovedit că structura economiei românești este învechită, este de tip manufacturier, într-o oarecare măsură neprofadă, deci nu poate face față acestei creșteri extraordinar de mari și nejustificate a energiei. Ceea ce va conduce la o încetare a activității economice. Deja a început acest proces, se închid anumite întreprinderile mici și mijlocii dau faliment. Asta înseamnă un potențial economic scăzut, o colectare mică la buget și, în consecință, incapacitatea guvernului de a-și respecta promisiunile care țin de o anumită stabilizare a puterii de cumpărare la categoriile defavorizate, dar nu numai, în așa fel încât inflația care se va vedea foarte puternic din luna aprilie mai, să nu ducă la destructurări masive. Dar, din păcate, nu se face nimic din punctul de vedere al guvernului. Până la această dată, trebuia să existe, dacă nu un program, măcar o schiță de program, privind repararea greșelilor și abuzurilor care s-au făcut sub umbrela așa numită liberalizarea pieței energiei. Pentru că altfel, dacă nu se face nimic și nu se face, în aprilie mai nu vom întoarce la prețurile enorme care erau la începutul acestei toamne. În agricultură nu se iau măsuri imediate pentru pregătirea recoltei din primăvară-vară. În ce sens? În sensul în care agricultura trebuie să rezolve problema balanței comerciale. Importăm foarte mult, importăm mâncare, asta înseamnă import de prețuri mari, înseamnă o debalansare macroeconomică. Ori agricultura noastră ar trebui să fie preluată de procesatori români, dacă nu foarte mari, măcar la nivel local, care să furnizeze pe piață produse românești într-o cantitate în care să reducă importul și să fixeze prețurile la un nivel rezonabil pentru cei care nu au capacitate de indicare a veniturilor, pentru că în acest an veniturile nu vor crește. Dar din contră, dacă se vor lua și măsuri de stopare a acestui al cincelea val de pandemic, asta înseamnă că în anumite ramuri, în anumite domenii, activitatea va suferi, deci se vor introduce niște salarii compensatorii care vor acoperi și mai mult deficitul bugetar. Cu alte cuvinte, dacă mai... mai ar trebui să adăugăm și maniera, mai spune eu, total nepregătită de preluarea PNRR-ului. Da. Până la această dată, guvernul nu a îndeplinit condiționalitățile care trebuiau făcute până la 31 decembrie 2021, nu are încă stabilite principalele axe de acțiune pentru atragerea programelor, deci aproape sigur banii din PNRR vor veni în a doua jumătate a acestui an și ei nu vor veni ca să financeze pensii și salarii, ci pentru program. Deci efectul lor în economie va fi mult mai târziu. Și vreau ca să spun cu această enumerare a unor elemente de natură economică. Că anul 2022 este un an greu, nu numai pentru că sunt efecte negative în plan economic, global și național, ci și pentru că nu avem predictibilitate. Okay, însă, vă întreb puțin, domnule ministru, trebuie să luăm un scurt moment de publicitate, revenind după pauză, vă contactăm imediat
pauză și revenim. Mulțumim mult!
Am revenit în platoul Capital TV, stimați telespectatori, partea a doua emisiunii, Realitatea Politică, nivelul de trai, titlul emisiunii. Rapid dau cuvântul domnului Mircea Dogaru. Vă rog. Da, pentru răspuns la întrebările care s-au acumulat în această pauză, răspunsurile sunt următoarele. Noi rezerviștii suntem cobaii, pentru că suntem marea mută și suntem obișnuiți să ciocnim călcâile, să spunem, am înțeles să trăiți. Nu toți. Noi, Sindicatul Cadrelor Militare, nu. Deci, nouă ni s-a luat de la început pilonul 2 de pensii, adică pensia privată, zisa suplimentară, plătită de noi din netul dus acasă, 5% de la 1 ianuarie 1967. Din 1967, doamna Barcari știe, dânsa e singură care știe și ne mai apără și pe noi, că nu prea mai suntem primiți. Și ce facem fără dânsa? Așa. După care se va extinde... Ce vine din urmă, doamna Barcari? Domnul... Din după care se va extinde și la civili. Am pierdut noi pensia privată, o vor pierde... Tot am pierdut-o. Pierdut-o. De la 1 martie 2002. Noi v-am avertizat. Pentru toată dragostea noastră. Am pierdut noi inflația, alinierea cu inflația. Ni s-a băgat rata inflației, s-a extins și la civil. S-a luat la noi rata inflației, s-a luat și la civil. Da. Deci nouă ni se ia punct cu punct totul. Care va fi viitorul? Păi se lucrează la două variante. Ori vom lua pensie numai pe solda de grad militară, care înseamnă 200 de lei la caporal și 438 la general șeful statului major, 65%, vedeți dumneavoastră ce înseamnă, și o compensație de la Casa Națională de Pensii, unde ne vor arunca din nou ca pe niște pomanagii. Sau, și aici se legă de celelalte întrebări, apropo de statutul veteranilor, a fost băgată discriminarea și între zi și veterani. Se uită că există misiuni permanente de luptă și în țară, tot sub steag NATO, același sufertaș și îl cărăm și aici, ca și afară, iar eroul de la Nasiria a insistat pe legea 168 la care se refereau telespectatorii, să li se acorde niște drepturi 1000 de lei, să spunem în plus, dar numai alora care au fost cu dânsul de când dădeau aia cu bombardeau. Domnule Mircea Coșa e din nou prin telefon. Da. Domnule ministru, mulțumim mult că ați acceptat să intrați din nou pentru că v-am întrerupt înainte de pauză. Vă rog, continuați cu, eu știu, previziunile anului 2022 și soluțiile eventual dacă avem de a, eu știu, modela puțin situația asta de criză economică. Vă rog. Ne auziți? Da, vă aud. Vă rog. Despre ce să vorbesc? Despre... Deci, v-am întrerupt înainte de pauză, când dumneavoastră exprimați o previziune despre problemele în principale sectoare de activitate. Despre crizele care ne așteaptă. În anul 2022. Deci, criza economică de proporții care ne așteaptă în 2022 și ce posibilități avem cu PNRR-ul, cu alte modalități de a, eu știu, limita puțin proporțiile acestei crize. Da. Deci spuneam și repet acest lucru pentru că e important. E un moment economic extrem de dificil. Deci trebuie acționat rapid, cu decizii politice foarte clare și pe baza unui obiectiv care ar trebui să fie prioritățile pe care România le are pe două paliere. În primul rând, ieșirea din acest moment de iarnă, adică pe termen scurt, e foarte complicat pentru o mare parte a populației și, în al doilea rând, pregătirea condițiilor pentru atragerea fondurilor din PNRR. Deocamdată, ar trebui ca să spunem că măsurile pe care guvernul le-a luat pentru protejarea celor cu venituri mici nu dau rezultatele scontate. Este o barieră birocratică foarte mare, este, aș spune, o reacție destul de nepotrivită acestor măsuri din partea furnizorilor de energie, care trimit facturi în unele cazuri cu greșeli sau cu niște calcule care nu respectă realitatea, iar guvernul... Și avertizmente, chiar, și avertizmente nejustificate au trimis. Da, cred că am înțeles ce a spus doamna Barcari, avertizmente nejustificate, da, așa da, este. Da. Acum m-a bucurat faptul că într-un dialog la un post de televiziune ieri, președintele PSD-ului a recunoscut că aceste măsuri nu dau rezultate, ci că ar trebui să fie regândite. Mă tem însă că e prea târziu, pentru că acel calendar de 120 de zile pe care guvernul ni l-a promis încă n-a apărut, trece iarna și vor fi mari probleme din punct de vedere al supraviețuirii celor cu venituri mici. Și aici fac o precizare. Din punctul meu de vedere, trebuie să ridicăm bariera
la ceea ce înseamnă populație defavorizată. Pentru că în condițiile în care facturile sunt atât de mari, în condițiile în care apar prețuri mari la alimente, în condițiile în care avem deja tendințe de creștere a impozitelor și taxelor locale, în condițiile în care cheltuielile pentru sănătate, aici însemnând simplu motiv că trebuie să cumpărăm măști dezinfectante și dar s-a privatizat sănătatea de la 1 ianuarie, domnul ministru. Și o să plătească omul 800 de, de 80 de mii de lei o doamna intervenție Barcari, chirurgicală. Doamna Barcari, dacă nu se iau hotărâri, dacă nu se ia o opinie foarte serioasă din partea noastră a celor care suntem oamenii de pe stradă, da, se vor întâmpla lucruri foarte grave. Categoric. Aveți dreptate. Ultima criză va fi criza de nervi în stradă. Da. Am însă o problemă care vreau să o ridic. Vă rog. În pauză am primit un telefon de la un cunoscut care vrea să pună în emisiune o întrebare celor care poate să dea răspunsul. Eu nu pot să dau că nu-l cunosc. Și anume, acest domn spune următorul lucru. Serviciile românești au aderat la clubul de la Berna acum câțiva ani și atunci li s-a promis celor care lucrează în servicii că pensiile vor fi ajustate la nivelul pensiilor europene. Și că până în momentul de față nu s-a întâmplat nimic din acest punct de vedere. Și nici nu se va întâmpla. Eu nu pot să dau răspunsul. Domnul Dogar. Să dau eu răspunsul. Două secunde, domnul ministru. Domnul Dogar. Deci pot să dau eu răspunsul. Prin tratatul de aderare la NATO și la Uniunea Europeană, guvernele s-au angajat și în privința salarizării militarilor și polițiștilor și în privința pensiilor procentual comparativ cu ce este în Germania, cu ce este în Italia. Nici până ziua de azi n-au respectat, anexele sunt ca și pierdute la secret. De ce li se permite de către Uniunea Europeană sau de către NATO? Pentru că România este sortită în pieirii ca stat, o spun ca militar și o spun de multă vreme. În ritmul în care mergem, dispărem. Două soluții, îmi pare rău că intervin, există rapid acum. Renunțarea la acest jaf care se cheamă liberalizarea prețurilor la energie. Categorii. Pentru că industria energetică este domeniul militar, domeniul strategic. Este un act de trădare națională, arestarea imediată a celor care au inițiat chestia asta în favoarea unor voți externi și a complicilor interni. Și doi, renegocierea PNRR-ului, că 6 luni de zile se putea și încă se mai poate 4 luni domnul face. Dogar, nu se ne poate, condamnă la sărăcie. Nu se poate, o să 50 de ani se poate. Ne spune domnul Coșa. Modul de aplicare. PNRR-ul nu se poate renegocia. Ce caută PNRR? În anumite situații, spuneți. În cei 9,4% pentru pensii, ce caută pensiile militare? Că nu avem nicio treabă cu pensiile civile. Nu putem intra acolo. Doar ca să le stopăm creșterile civililor pe viitor? N-avem ce căuta în cei 9,4%. Da, să ne răspundă domnul ministru. Exemplu. Da, domnul ministru. Ne condamnă la sărăcie, salariații și pensionarii pe 50 de ani. Exterminare. Da, domnul ministru, vă rog. A fost un răspuns foarte clar din partea reprezentantei Uniunii Europene la București, care a spus clar, precis, PNRR-ul nu se renegociază. Asta ce înseamnă? Că ceea ce au gândit câțiva miniștri, fără să se consulte cu Parlamentul, fără să treacă printr-o discuție publică, aceste hotărâri au devenit lege pentru România și sunt total de acord cu dumneavoastră că în cazul pensiilor este un act antinațional. Pentru că această plafonare pune într-o dificultate pe termen lung o categorie importantă a populației românești. Și nu arestează nimeni pe domnul Ghinea? Și care sunt deja în sărăcie. Pe ce motiv? Poate să-i dăm pentru genocid, cum pe ce motiv? Da, bun, trebuie să... Da. Noi nu mai studiem istoria românilor în școli. Istoria altora. Da, genocidul și holocaustul românilor. Pentru asta. Vă rog, domnul ministru. Vă rog, domnul Coșa. Da. Aș vrea ca să atrag atenția asupra unui lucru pe care trebuie ca să-l avem în vedere. Acest guvern, așa cum este puțin exotic, format din două partide care s-au urât și s-au certat toată viața, are o calitate și anume o majoritate parlamentară extraordinară. De la această majoritate noi trebuie să așteptăm măsuri imediate. Din păcate nu se iau. Pentru cine? Ați văzut cât s-a tergiversat și ce hotărâre până la urmă, spune eu, puțin haotică s-a dat în legătură cu certificatul verd. O, da. Deci în cazul în care lucrurile avansează în această direcție, la sfârșitul primăverii în România se va trăi extrem de greu. Lucru care trebuie să remarcăm este faptul că atâta timp cât a fost în opoziție,
PSD-ul a spus care soluție. Că va face în așa fel încât lucrurile să meargă. Iată că acum, la nivelul unui ministru foarte important, un specialist, el domnul este, Adrian Căciu, e bun. Se recunoaște că economia este în suferință. Păi probabil au găsit ce nu se așteptau. În suferință. Deci este un fel de recunoaștere a faptului că situația economică este extrem de gravă. Da. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi? Dumneavoastră, noi și ceilalți. Guvernul nu ne poate proteja. Da. Nu ia măsuri. Nu are tăria unor decizii politice. De acum înainte suntem pe cont propriu ca indivizi, ca cetățeni. Trebuie să fim foarte atenți cum trăim, cum adică le cremuim statul banii, e disoluție. Ce investiții facem, ce economii facem, pentru că nu există nici o garanție că se vor lua măsuri în continuare de protejare a celor defavorizați și mai ales de protejare a economiei românești. Da. Pentru că această închidere în lanț a societăților din cauza prețului mare la energie va crea o criză de lichiditate, de consum până la urmă, de calitatea vieții, începând cu luna mai-iunie 2022. Deci care e concluzia mea? Scapă cine poate. Această lună ianuarie hotărătoare, da, pentru pregătirea anului 2022. Parlamentul ar trebui să vină, să vină la lucru din vacanța în care este. Guvernul ar trebui să rezolve situațiile așa cum trebuie, pentru că altfel nu mai putem să revenim asupra situației. Lucrurile merg în progresie geometrică spre rău. Din America vine o inflație mare. Zonele care sunt afectate de criza transportatorilor vor ridica prețurile la alimente. Avem la granița noastră un conflict cald, da, care chiar dacă nu ne va afecta militar, da, nu ne va aduce investiții străine, pentru că investitorii nu vin în zone care sunt apropiate de căldura războiului. Deci toate lucrurile nu merg în favoarea noastră. Trebuie să existe o presiune pe guvern pentru a lua măsuri. La nivel de orice, de sindicate, de oricine și oricum trebuie ca să se exprime. Ori altfel, dacă luăm această situație ca fiind normală, spunând, și în Europa e criză și în America e criză, să nu ne comparăm cu ei. Ei au economii consolidate. Pe spinarea noastră, domnule Bușe. Noi depindem de import în proporție de 70% ca să mâncăm. Pentru că e o proastă înțelegere a situației, ne-am bazat întotdeauna pe investiții din altă parte, nu pe forța noastră de a produce. Ne-am distrus. Păi tocmai. Domnul Poșa, fac o precizare. Să știți că am uitat acum dicționarul de sinonime și nu am găsit exotic sinonim pentru jalnic, patetic. Domnul Coșa, întotdeauna a fost un delicat. am vrut să fiu mai... Păi să știți că ați reușit. Diplomatic. Acum să vă spun și un secret. Acesta. Mari investitori au investit în conflictul ăla din Ucraina miliarde și se așteaptă să câștige sute de miliarde. Tot e un joc. Tot mari investitori investesc și la noi sunt protejați. Se iau 7 pii de pe români. Domnul Coșa, se totul. A spus acolo... Se susțin multinaționale. Prin guverne. Vă amintiți în ultimii 30 de ani un singur politician acuzat sau dovedit pentru trădare națională? Nu. Mi se pare este firesc? Scos din codul penal. Au avut grijă ca de la început din 1994 cod penal. Să dispare termenul de subminare a economiei. Nu subminare a economiei, ca este mult mai grav. Nu, 394 cod penal. Trădare. Nu există juridic dacă avem... Dacă cineva a auzit măcar că există suspiciunea. Păi s-a modificat codul penal. Ați auzit în 32 de ani că există suspiciunea asupra unui politician pentru săvârșirea azi? Două secunde. Asta ar fost dacă era unul singur, dar nu mai e unul singur și atunci cum poți să Vă rog, domnul ministru, vă rog. Și vă dau și haideți să profităm de prezența domnului ministru, vă rog. Știți că doi din colegii noastre de fost partid și îmi pare să spun lucrul acesta, copiii lor au numele trecute pe vitrina celui mai scumpe firme care produce haine din lume. Numele este trecut, gravat pe acea vitrină. Sunt doi bugetari care au lucrat cu domnul Dan Popescu, că a fost pe acolo, prin areal. E firesc lucrul acesta? Când noi avem 400 de lei pensie pentru un fost ofițer al MAPN? Adică ajungem undeva în mod normal? Da. Ați fost acolo între ei, nu l-ați atras atenția niciodată? Păi le-a atras, dar ce să facem? Domnul, haideți să găsim o soluție să putem să acuzăm pe cei dintre noi care au greșit și au păcătuit.
Da, domnul ministru. Mulți au primit posturi în alt. Nu știu cine are numele pe vitrină. Nu pot să vă și spun cine. Da, nu știu cât de important e. Haideți să vedem ce voi soluții spune. Avem și la ce se aștepte cetățenii României. Că informațiile sunt extrem de pesimiste. Ceva realist avem? Da. Speranța guvern în Parlament, eu zic că e speranța. Păi, speranțele sunt... E vorba de domnul Daniel Popescu și de Buzoianu. Copiii domnilor lor au gravate numele pe vitrina celui mai scump magazin de haine din lume. Dacă preții nume. Dacă vă ajută, nu? Da, vă rog. Pe mine n-are cum să mă ajute, că n-am cum să intervin în povestea asta. Da, vă rog. Deci două lucruri sunt de așteptat ca fiind pozitive. Dar nu sunt de natură nici politică, nici economică. Primul este să avem o iarnă relativ caldă, pentru că dacă vine un frig serios, consumul de gaz și de electricitate va crește, nu va face față economia la aceste cereri. Adică frigul ne va scoate în stradă. Frigul ne va lăsa fără case și ne vor scoate în stradă. Pe de o parte. Pe de altă parte, vor fi foarte multe cauze grave de persoane singure, în casă, în frig, cu alimentație proastă, părăsiți, practic, de statul român, care pot să și dispare, nu de COVID, ci de frig și de foame sau de boală. Și de boală, da. A doua speranță, care vine tot din altă parte, poate de la Dumnezeu, e să avem un an agricol bun. Pentru că până la ora actuală, România este singura țară din Europa care n-a fost în stare să includă în planul de reziliență și de redresare bani pentru sistemul de irigație. Da. Deci da. Avem o agricultură meteodependentă de tip feudal, care e ajutată doar de Dumnezeu cu ploaia. Mă amintesc că s-a ocupat doamna Dăncilă. Altceva, din punctul de vedere, nu e doamna Dăncilă, este un personaj foarte clar. Ministrul Agriculturii, domnul profesor Oros, care nu a fost în stare să creeze un program pentru irigații. Și care a dat niște răspunsuri monumentale. Din 2006 se roagă chinezii să îi lăsăm să ne facă celebrul canal de irigații Siret Bărăgan. Dar nu vrem, că noi nu discutăm cu comuniștii. Nemții pot, americanii pot, toată lumea poate, noi n-avem voie. Să știți că la prețul energiei, cred că a contribuit puțin și domnul Tăricianu cu Năstase, cu Popescu, Daniel Popescu. De ce? Care s-a ocupat și a dispărut un miliard de euro când s-a modernizat, s-a ratat modernizarea hidrocentralei de la porțile de fier. E bine, și nici nu o să râdeți. Nu s-a mai respectat programul de întreținere a barajelor. Nimeni nu realizează ce înseamnă asta. Vă amintesc că avem un dosar la DNA pentru doamna secretară domnului Băsescu, cum se numește, doamna Nuții, cu 5 milioane de euro șpagă de la Buzoianu. Același Buzoianu al cărui copil are numele gravat pe celebra firmă. Îi place să-mi place bine. Problema e ce facem în 2022. Asta e subiectul nostru. Care scapă? Să vedem care scapă. Da, vă rog, domnul ministru. Alo, domnul Coșa, vă rog. Da, nu v-am auzit. Da. Dacă vreți să repetați. Da. Întrebarea mea este, pentru 2022, ce previziune avem? Din punct de vedere economic. Dezastru. Previziunea pe care le-am spus, va fi un an foarte greu. Bun. Poate că cel mai greu din câte am trăit. Soluții, stăm cu gândul decât la ajutorul dat de climă, atât? Da. De Dumnezeu. Sindicală. Nu ne putem aștepta. La început de nou an, raliem la Kazahstan. Ah, da. Dacă, până la această dată nu avem programe foarte bine stabilite în legătură cu ceea ce înseamnă PNRR-ul, dacă nu avem un program bine pus la punct în legătură cu creșterea colectărilor la buget, dacă nu avem un program legat de aplicarea PNRR-ului, nu de conceperea programelor, ci de aplicarea lor, nu am nicio garanție că vor fi alte elemente de natură politică care să ne scoată din haosul în care suntem. Sigur că se pot întâmpla și minuni, așa peste noapte să înceapă să creeze fel de fel de instrumente de politică economică miraculoase prin care guvernul să ridice nivelul de trai. Dar din punctul meu de vedere, deocamdată nu avem nicio idee în legătură cu astfel de intenții ale guvernului. Nu poate. Spre exemplu, să nu mai sponsorizeze multinaționalele. Induse de lugubra coaliție. Păi vedeți această coaliție, se poate veni. Singura soluție, că ați văzut că acum este la modă don't look up,
celebra producție hollywoodiană, să știți că și eu cred că e singura soluție. Ne cadă un meteorit plin de materiale rare prin curte. Păi nu ca să-l dăm și pe ăla, stați liniștit. Mai bine nu cade. Vis-a-vis de sectorul privat, domnule ministru. Sectorul privat este, din punctul meu de vedere, încă un motor de creștere al economiei, deși s-au pus foarte multe elemente în curcă din punct de vedere al impozitării, al închiderii pe perioade de pandemie. Însă el se va afla într-o dificultate foarte mare în acest an, dintr-un motiv care ține de structura economiei românești. Cele mai multe, aproape 80.000 de întreprinderi mici și mijlocii din România, sunt subcontractoare alor câteva întreprinderi foarte mari, cum ar fi Ford, cum ar fi Dacia. Ford și Dacia, la rândul lor, depind de comenzile pe care le primesc din străinătate de la fabricile mamă. Ori aceste fabrici, pentru că noi suntem specializați mai bine decât alții din Europa în componente, industria noastră de componente și subansamble auto e foarte dezvoltată și lucrează pe comenzi venite din exterior. În exterior însă industria auto este în criză dintr-un motiv foarte simplu, nu au chipuri. Deci industria aceasta a căzut. Se va revigora conform calculilor într-un an jumătate, doi. Deci, din acest punct de vedere, noi trebuie să ne așteptăm la o scădere a numărului de comenzi, deci la o scădere a aportului industriei la PIB. Despre agricultura am vorbit. Transporturile, care au un rol, mai ales transporturile internaționale, care au un rol important în România, sunt afectate de ultimele măsuri pe care Uniunea Europeană le ia și care sunt vădite împotriva transportatorilor din România și Bulgaria. Investițiile. Aici e o chestiune foarte complicată. Noi vrem să facem investiții în infrastructură, în construcția de școli, de spitale, dar asta înseamnă dezechilibrarea macroeconomică a deficitului comercial, pentru că noi nu mai producem în România bunuri intermediare sau bunuri de consum, de capital, cum ar fi, spre exemplu, bitum pentru șosele, fier beton, sticlă industrială, tot ce înseamnă robinetărie, tot pentru construcții, noi le importăm. Asta înseamnă import. Import înseamnă debalansarea balanței, înseamnă că investițiile care le facem, pe de o parte, în viitor vor aduce beneficii, dar pe timp scurt aduc pierderi. Deci aici este un lucru care trebuie gândit cu foarte mare atenție, cum facem ca să pregătim investițiile cu cât producție internă. Agricultura modernă nu mai poate fi făcută fără îngrășăminte. În România, producția de îngrășăminte este sub nivel, chiar este în pericol de a înceta, pentru că Azomureșul nu poate plăti facturile la electricitate. Concluzia care este? Vom fi noi într-un stat liberal, dar statul trebuie să intervină în economie. Teoria aceea cu statul care trebuie să iasă din economie nu mai este valabilă în timp de criză. Statul are datoria să intervină, are datoria să facă o politică fiscală prin care să încurajeze investițiile și munca, pentru că în România munca este impozitată mai mult decât capitalul, și asta e o chestiune gravă. Statul are datoria să încurajeze fermierii români, statul are datoria să creeze o producție internă care să fie în competiție pe piața internă cu importurile pe care le fac marile lanțuri alimentare și mai. Asta o spune și articolul 135 din Constituție, așa e. Important. Cine îl face? Care e statul ăsta care face așa ceva? Care instituții fac? Pentru că dacă ne uităm la instituții, ele toate sunt politizate. Absolut. În loc de oameni de specialitate apar fel de politicieni, de rude sau de cine știe ce. De beizadele. De prieteni care n-au nicio capacitate de a pune lucrurile pe drumul cel bun. Categoric. Asta pentru că n-avem justiție din 25 decembrie 1989, când justiția România s-a sinucis la Târgoviște.
categoric. Da. Domnule Bacari. Nu, soluția, domnul Coșa a făcut o radiografie care nu mai e ce să mai adaugi la ea. Însă eu vin să insist că atâta timp cât un stat este slab economic, puterea privată nu va fi nici dezvoltată în favoarea statului și de nici ajutată cumva. Păi nu mai e nimeni nu pentru... Nu e străinul privatizat în România? Păi să puteți vedea cine sunt privatizații la intrare după autostrada A1 în București, când stânga-dreapta sunt toate reclamele mari postate la vedere și atunci o să știți care sunt privații România. Da. Categoric. Și domnule, să nu mai aici, nu plătesc nimic aici, domnule, și care tot în afară. Domnule ministru, avem bani prin care să susținem acele majorări la pensii, salarii, alocații. No. Avem bani sau trebuie să ne împrumutăm în continuare? O să ne împrumutăm. Putem să-i... Eu nu am bani și n-am de ce să spun că aș fi de unde să se ia bani. În mod sigur se vor împrumuta. Categoric. Cât la sută? Împrumuturile au început. Cât să credem în domnul Adrian Căciu? Deci, dacă observați, nu se discută nimic despre marile împrumuturi absolut netransparente pe care le-a făcut domnul Cățu, pentru că se împrumută și acum. Deci nu poți, știți cum este, orb la orb nu scoate ochii. Dar suntem într-un caritas fără sfârșit. Eu spun asta de mult timp. Ce ne povestește domnul ministru este o poveste frumoasă, idealist, este un fel de capital lui Marx. Există în capul nostru, ne uităm lung, este un deziderat, imposibil de realizat în condițiile acestea. Este o discuție, cred eu, închisă. În primul rând, îi lipsește un element fundamental, buna credință, buna credință a politicianului. Ori știm foarte bine și este demonstrat în ultimii ani că nu avem niciun politician de bună credință. Tot ce încearcă este să apuce cât mai pot din ultima ferie de tot. Am o întrebare. Dacă unul ar fi de bună credință, ar rezista printre ei? S-au adunat. Soluțiile cu care domnul ministru vine aici sunt utopice. Este o utopie. Nu mai e soluția britanică. Ele sunt fără aplicabilitate. Mai e soluția britanică. Naționalizarea. Absolut. Bine. Verificarea tuturor contractelor încheiate cu hoții externi. Categoric. Totuși. Revizuirea tuturor elementelor destructive. Cine care... să facă această revizuire? Da, domnule ministru, ultima întrebare. Procurorii care au făcut secția de drept a unei facultăți de arte plastice și au ajuns direct la DNA. Domnule ministru, pentru că sunteți și cadru universitar, v-aș întreba în condițiile actuale în care societatea românească suferă din punct de vedere al educației, al sistemului de sănătate. Mai avem oameni pregătiți care să ducă la îndeplinire, eu știu, aceste limitări ale proporțiilor unui dezastru economic? Pentru că așa, oamenii pregătiți pot să fie atrași în activitatea ca timp când se dă o motivare. Motivarea asta nu înseamnă neapărat salariu. Da. Motivarea înseamnă să-i creezi omului siguranța că munca pe care el o depune este recunoscută, este apreciată. Valorificată. Valorificată, bine spuneți, că nu este pus pe o scară inferioară să dă unul care e depune vârstul. Da. Și adevărații specialiști să nu mai are ce cu societatea și cu economia românească, din păcate, mulți pleacă din țară. Trebuie să vă spun cu cea mai mare tristețe că doctoranzii mei, asistenții pe care i-am avut, care acum, mă rog, sunt conferențiari profesori, s-au retras din învățământ în cea mai mare parte. Unii lucrează în mari companii unde repurile sunt așa cum trebuie să fie, alții au plecat definitiv din România. Deci e o problemă. Sigur că trebuie ca să pregătim cadre, dar noi pregătim cadre pentru alții, nu pentru români. Aia. Pentru că în momentul în care ei ies din facultate, tot ceea ce producem își caută alții o condiție de piață adaptabilă pregătirilor. Nu numai o leafă adaptată pregătirilor. Ce spuneți dumneavoastră e dureros. E dureros. Doamna Barcare, cum pot să țin țară un profesor universitar care îi se dă la plata cu ora mai puțin decât primește un șofer de la minister pe oră? Cum poți să ții în țară un tânăr care nu poate să se căsătorească pentru că nu are casă, nu poate să-și cumpere casă, iar dacă își cumpără, n-are căldură,
nu poate să se plângă nimănui, pentru că îi se spune trebuie să vă obișnuiți cu asta. Da. Toate lucrurile astea arată că, de fapt, noi nu ducem o politică de încurajare a specialiștilor în România. Categoric. Am auzit azi un lucru care nici nu știu cum să-l calific. A fost o ieșire a doamnei ministru Firea, care a spus o realizare extraordinară, și anume, s-a creat un telefon 119 la care copiii se pot plânge dacă sunt abuzați. Da. Dacă sunt abuzați de părinți, de vecini, de oricine. Dar eu întreb pe doamna Firea, dumneavoastră știe că în țară sunt statistic aproape 300.000 de copii care nu mănâncă seara? Da. Ăștia sunt abuzați de cine? Sunt abuzați de sărăcie. De statul român. Da, știe că sunt regiuni în țară unde nu se face teleșcoală pentru că se întrerupe curentul, iar copiii n-au nici măcar tabletă? Da, categoric. Cine îi abuzează? Tot sărăcia. Deci până când nu se vor lua măsuri ca să acționăm pe problemele centrale ale României, adică sărăcia. România e o țară săracă, trebuie să recunoaștem asta. Sărăcită! România e o țară bogată, dar furată sistematic. Domnule ministru, lăsați, asta este o chestiune de domnule ministru, 119 este o... Lăsați-mă ca să termin. Da, deci da. O țară bogată, care nu e în stare ca să-și pună valori, să-și valorifice bogăția, e o țară săracă. Sărăcită. Degeaba avem gaz în Marea Neagră, dacă nu putem să-l exploatăm. Da. Dar să știți că avem și specialiști, domnule ministru. Domnul Gheorghiță, care conduce campania de vaccinare, a spus-o foarte clar că Omicronul afectează două organe, inima și cordul. Dacă ăștia le sunt specialiști, viitorul este trandafiriu. Da, domnul... Da, domnul asta, povestea cu 119 nu este întâmplătoare. E foarte clar că cel mai mare abuz pentru un copil este să-l pui să învețe. Cât timp își vor dori copii needucați, cea mai bună soluție este să ai un număr de apel 119. S-a închis cu educație. Da. Primul pas în educație a fost făcut. Da. Mai dar este și cu abuz. Mai aveți o întrebare pentru domnul ministru? Nu. Nu? Da. Deci, ce vă rog ca să vă spun? Vă rog. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație și a fost o mare plăcere să pot să discut într-un colectiv, să zicem așa, atât de interesat de ceea ce se întâmplă acum în România. Dar vreau să vă mai spun și altceva. Vă rog. Nu luați ceea ce v-am spus eu ca o comunicare tip Cassandra. Nu dau vești proaste. Credeți-mă, tot ceea ce spun se bazează pe o analiză, iar rezultatul analizei, din păcate, nu poate să fie optimist. Cel puțin în acest moment. Deci nu vreau să sperii pe nimeni. Corect. Dar trebuie să fim conștienți că situația e foarte gravă, trebuie luate măsuri foarte serioase și că acest guvern trebuie să ne trateze pe noi cetățenii ca parteneri în parcurgerea acestei perioade grele. Nu ca pe niște subordonați în care domnul Arafat să ne dea ordine ce fel de mască să purtăm. Da. Așa este. Da. Mulțumim mult pentru intervenție. Un an bun, o seară frumoasă în continuare și la fel și dumneavoastră vă mai abordăm cu alte aspecte. Mulțumim mult, o seară frumoasă. Domnul Dogaru. Acum vreau să vă spun că această chestiune se întâmplă la toată lumea. Când a căzut avionul de la Balotești, eram pe lista morților. Pentru o economie de $3.18 pe zi, cât aveam noi diurnă militare atunci, în timp ce toți ceilalți aveau $100, nu m-am dus în Belgia vineri, am plecat cu avionul de luni. Trecem peste. Acolo am pus mai multe întrebări. Vă spun o singură poveste. Am întrebat de ce noaptea nu e viață în centrul orașului. Nu e țânțar, nu e pisică, nu e câine, nu e om, nu e suflet. Toți generalii au tăcut. Și când am venit la mașina a doua zi, aveam un microbus și o cucoană subofițer care se vrea cu Wilhelm Tell, așa îi lipsea armaleta. Domnilor, sunteți ofițeri? Da. Din ce țară? Din România. Bun. Să vă explic eu. Zice, pentru că, zice, tot centrul Bruxelles a fost pus jos într-o săptămână. Dar ce era aici? Palate, domne, de secol XIII-XIV, catedrale, bijuterii, artă. Ruine, nu, domne, funcționale. Și noi de ce nu știm? Că l-a dărâmat trei biserici și de atunci urlă toată lumea. Restul le-a mutat. Ce țineți minte ce vă spun? Zice, a spus întrebarea. Ce e dincolo de gardul ăla? Și nu v-au răspuns. Păi acolo e NATO, domn. Dincolo de gardul ăla e UE, domnule. Noi suntem aici. A spus întrebarea. De ce sunt ciucalei de porumb în curtea Ministerului Apărării? Pentru că închiriem curtea pentru bani, că n-avem bani să plătim salariile la militari. Țineți minte ce vă spun, ce la dumneavoastră, prin Constituție, să permite străinilor să cumpere pământ?
Da, nu. Păi asta este, nu. Am permis. La ei, la ei nu. Nu întreba de noi. La noi, domnule, atunci nu se permitea. Prin Constituția mai europeană decât cea europeană s-a dat liber. După 2007. Și femeia ne-a spus, dacă aveți arme și un politician, țineți minte ce vă spune un subofițer din Armata Regală Belgiană, propune să fie la liber pământul, să-l cumpere străinii și casele în România, împușcați-l imediat. Dacă sunteți militari adevărați. Păi asta așa. Păi de ce? Păi de ce? Păi uite ce am pățit noi. Am o prietenă dincolo de gardul ăla. Face exact aceeași muncă pe care o fac și eu. Diferența între mine și ea e că salariul ei este de 22,5 ori mai mare decât al meu. Nu cu 22,5, de 22,5 ori mai mare. Ăștia au cumpărat tot, noi n-am putut să ne permitem pentru că s-a scumpit întreținerea, gazul, curentul și asta spunea 95. N-am mai putut să plătim la propriile noastre case moștenite de la părinți și de la bunici, am fost nevoi să le vindem pe nimic, ne-au scos în afară la 50 de kilometri, ne aduc un fel de tramvai, metrou, tren la muncă dimineața, ne duc înapoi seara și cu asta basta, am devenit sclavi în propriile noastre țară. Se întâmplă peste tot. Absolut. La noi mai trist, pentru că avem două principii pe care suntem manipulați. Principiul caprei, să crape capra, vecinul să-i fur capra, și fudulia prostului. Da. Prostul promovăm sus și cu cât e mai prost, cu atât este mai fudul. Și din clipa aia, păi care miniștri să pune la aplicare? Da. Și ce spunea domnul Iordache? A dat însu niște exemple. Da, să da, ducem da, să da, dăm da. Exemplele, că nu știu dacă ești vreunul care să nu fie exemplu. Păi dar vă dați seama că am vândut teren agricol și, și păduri. Am păduri cu izvoare, cu tot. Domnul Iordache, ați văzut filmul la început emisiunii, filmulețul? Da. Sunt oamenii care ne adresăm. Nu, ăștia sunt oamenii creați de televiziune, de 32 de ani. De 32 de ani. Mi se arată numai porcării, numai practicantele cele mai vechi meserii din lume pe post de vedete, numai găinari pe post de... Ei, lasă, că sunt și politicieni. Eu am fost în campanie, am stat cel puțin eu personal printre... Sunt și politicieni, îmi pare rău. Am văzut astfel de oameni la vot. Sunt, da. Și de fiecare dată, să știți că e aceeași poveste. Nu știu dacă... Îl votează pe la primar, deputat, senator, bun, nu știu de ce. Suntem în 2022. Scuzați-mă, eu de fiecare dată când mă duc la vot, votăm 7. Adică votez eu și pe listă sunt toți morții mei de familie, morți de 10-15 ani, care figurează sistematic acolo. Colegul meu de partid, care a candidat la sectorul 1, că tot ați pomenit de sectorul 1, a constatat surprins că în secția unde a votat el, nevastă sau soacră sau familia, n-avea niciun vot. A, asta e veche. Da, asta e reală. E no, și ceul, Ciprian, și ceul, bun. V-ați spus povestea. Și azi, pot să cred că nu m-a spus, nevastă mea nu m-a votat. Asta e din 2000. Da. Suntem în 2022. Ce veți face în acest an concret într-o situație extrem de grea pentru, văzând pentru și statul român și pentru cetățenii. Cum a prezentat-o domnul Coșa? Așteptăm zâmbind să vină pentru că nu mai poți decât să râzi de nervi. În situația în care să vină plățile la gaz și la curent. Și asta e adevărat. Ianuarie, februarie, martie, aprilie. Și în momentul în care oamenii vor sesiza că din clipa aia nu se mai pune problema nu să trăiască, să supraviețuiască, atunci poate se vor urni. Păi pentru că altfel riscăm să ieșim 1.020, nu, dacă ieșim 1.000.000 în stradă, s-a terminat bâlciu. Domnul Dogaru, nu știu că până la primul condiția care, care trebuie pusă este clasa noastră politică să nu mai ia 7 pic de pe român și să ofere cadouri de pandemie marilor corporații. Eu cred că și străine. Noi greșim. Să le impună exact ce le-a impus Uniunea Europeană. Pe cifra de afaceri plată pentru țara în care produc și în care, din care care tot capitalul, tot ceea ce produc, toată valuta în afară, fără să plătească taxe, cum a spus Piperea și a demonstrat, 4 miliarde de euro pe an pierde numai din neplata taxelor de export. Doamna Dorina Barcari, vă rog. Soluția este ca politicienii noștri să fie politicieni, nu beizadele și șmecherași și golănași care au infestat toate structurile, să nu se mai numească politic conducător de societăți și întreprinderi care sinecură, sunt, pentru... bineînțeles, ca să devină sinecură sau să fie distruse și din prostie unele, pentru că, vă spun, eu la mine în calea ferată am niște cazuri mai mult decât scandaloase în care au fost numiți neferoviari tocmai ca să nu știe despre ce e vorba să poată facă orice. Și așa se distruge. Asta este o soluție de distrugere. Ori peste tot se întâmplă așa ceva. Unde a intervenit politicul, s-a distrus.
și să avem ce ca Orban din Ungaria. În stare să-i spună lui Biden, ia mai du-te moșule și caută. Adevărul este că jos pălăria vis-a-vis de oamenii ăștia plini de demnitate și de bărbăție, care au știut să reprezinte interesele țării lor și a demnității umane. Nu să vii tu să-mi impui mie niște anomalii de alea prostești cu LGBTQ și alte prostii în care să-mi interzici mie să vorbesc normal, că li se zbârlește nu știu ce. Să îmbătăți copiii, Maria. Nu, se poate așa ceva, adică să cădem într-o anormalitate dintre asta bolundă. Asta este demența bolșevică a anilor de început ai Cominternului, pare rău. Da, bine, nu știu. Viața sexuală liberă, Ana Paucăr, că tot am început revoluția cu Maia Paucăr. Astea sunt deviații, anormalități, care nu trebuie aduse la stadiul de... Cu sprijinul televiziunilor la noi anormalul devine normal. Să nu mai devină. Domnul Cătălin Iordache. Dar ce să vă zic, e cursul firesc al celor 30 de ani de afaceri, statul evoluție. Statul v-a ajutat cu ceva? Care evoluție? Păi despre asta vorbim. Despre evoluție, despre... între ghilimele, pulând ghilimele, sigur. Am ajuns în situația în care ne minunăm și noi de ce fel de oameni ne conduc. Am ajuns să ne minunăm singur de ce fel de oameni au reușit să acceadă în aceste posturi. Despre ceilalte ce vorba de domnul ministru despre încurajarea antreprenoriatului. Sectorul privat. Din nefericire, în sectorul privat funcționează în ultimii 20-30 de ani și înțeleg un lucru. Cum reușiți? Nu există. Mai funcționează. Păi cum reușiți? Nu reușim. E sublim, dar nu există cu desăvârșire. E sublim, dar nu există. Mai ales că în ultimii ani m-am aflat așa în mijlocul activității în Horeca, am avut restaurante, hoteluri, agenții de turism. Am înțeles un lucru. Care agonizează. Scapă cine poate și bazează-te absolut pe tine. Absolut. Corect. Nu există niciun fel de ajutor de la stat. Până în ziua de astăzi, cu greutate mare, după 4 ani de zile, nu știu, niște firfirici de bani, de care nu le putem atinge. Întrebarea este de ce mai există funcționari de stat dacă nu mai există stat? Ca să aibă cine vota. Să aibă cine-i vota. De aia există că, și pensie minimă. În primul rând că îi spuneam domnul Dogaru. E salariul Dogaru, pentru vot, da. Și atât. Domnul Dogaru greșește și dumneavoastră greșește și eu greșesc când ne adresăm acestei hoarde cu denumirea de politician, pentru că vedeți, toți telespectatorii sunt, noi îi calificăm în fel, nu sunt politicieni. Sunt niște dezastre naționale, eu știu cum să-i numesc într-un mod atât de urât cât să nu ne amendeze CNA-ul. Acești oameni, tocmai de aceea evităm cu delicatețe, ca și domnul ministru, să-i numim trădători, să-i numim borfași, să-i numim exotici, să-i numim cum vreți. Nici unul nu a reușit să demonstreze până ziua de astăzi că are vreo cunoștință minimă, capacitate să conducă România, dorință să-și ajute semenii, nimic. Am avut dorințele, au camite că-mi povesteau de primarul de la Jirava. Mi-a trimis cineva un studiu făcut de un jurnalist foarte, foarte bine documentat, așa l-am trimis și domnului Titi Sultan, în care el a făcut o cercetare a CV-urilor tuturor care sunt prin guvern. Am înțeles eu cercetare. 85% cu niște sinecuri de studii. Sunt analfabeti majoritatea. Culmea că cei care vin din lume sunt mult mai analfabeti. Ce reprezintă oamenii? Ce capacitate au să înțeleagă? Au capacitatea Floricicăi dansatoarea de la televiziune de a dansa pe boxe ca și doamna Șoșoacă. Mi-au caminte când se urca și dansa în curie. Să nu dăm exemple, să nu atacăm. Eu pot să dau orice exemplu, că sunt publice. Le-am văzut la televizor pe doamna. N-am văzut că o ascultă. Dansa la un protest, da. Domnul Dogaru. Principiul a fost clar. Vis-a-vis de cei care s-au înfipt în cașcavalul puterii. Și nu mai este de acolo. De o singură doamnă politician cinstită. Ciocumica, cum suntem noi la putere, facem ce vrem. Ăsta este principiul numărul. Am auzit acum că doamna Udrea construiește un oraș lângă Cluj. Un oraș de aproape un miliard de euro. Pentru care autorizații s-au obținut în 5 luni de zile. Durează 5-6 ani în mod normal orice autorizație. E domnul Boc primar? Nu contează că e domnul Boc sau nu e domnul Boc. Și contează că un cetățean al României care a ajuns sub oblăduirea unui alcoolic anonim la Cotroceni. Bine, să nu jignim. Anonim? Bine, am înțeles. Anonim, da. Dacă și această, așa aici zis, domnul Dogaru știe mai bine situația. Eu cumva vă spun că îi rămân dator că mai schiez și eu pe la Vidra. Se simte o furtie acolo. Cu ce preț o să aflăm. Dacă reușești să construiești ca bugetar un oraș de un miliard, sigur că ne întrebăm cum îi numim politicieni și vă amintiți de respectiva doamnă când declara pe malul Herăstrăului, pentru că dânșii au fost obișnuiți în arealul
al Herăstrăului, știu cum s-a constituit banda de bunfași acolo. Zona privilegiată. Și povestea cum trebuie în campanie să minți populația și să le promiți și că nu contează și că domnia asta spunea. Și acum înțelegem de ce. Pentru că vrei să construiești un oraș de un Ludovic Corban a zis ce promitem în campanie una ce facem iar. Exact. Acum aș întreba cineva dacă situația reprezentativ nu imperativ. Categoric. Nu obligă nimeni să așa se înțelege. Așa se înțelege la noi. În primul rând ce ar trebui schimbat, ar trebui schimbat un lucru de bun simț. De principiu. De absolut bun simț. Să existe un dosar al candidatului prin care să demonstreze că niciodată nu a participat la viața politică anterioară, că nu a fost niciodată securist, că nu a colaborat cu securitatea. Astea pentru și că în momentul în care, în momentul în care a lansat o minciună și o prostie, afară nu există. Aici, domnul Dogar, stați puțin. S-a mai pus problema asta. Cu asta am fost prostiți în 90. Păi, era o crimă să colaborezi cu serviciile românești de informații și contrainformații. Dar erau toți acolo. Dar era erou național dacă colaborai cu serviciile externe, alea care ne-au jubit ca în codru. Nu, e greșit ce spuneți asta și vă spun de ce. Pentru că întotdeauna cei care au colaborat cu serviciile românești, colaborau și cu cele străine. Problema e altceva, că acest fosta securitate a reușit să-și impună absolut peste în justiție, în Ministerul Sănătății. Știi au ceva? Oameni absolut peste haideți tot în conducerea acestor ministeri. Securitate, nesecuritate, dar de ce nu au fost și patrioți? Fosta securitate. Păi cum să fii patriot dacă vrei să furi? Fosta securitate. Dacă vrei să furi miliarde ca vârstă, și ca vârstă e cam sub pământ. Păi da, dar vedeți că au rămas securitate. Păi vă spun de unde au rămas copiii, nepoții, vedeți că dacă vă uitați pe da, trebuie să fiți și pregătiți. Fiul fostului colonel, da, fostului general, ca și în politică. Dar sunt publice. Nu ca și în politică. Majoritatea. Da. Nu toți. Haideți să ne aducem aminte. Să haideți să mai avem decât 3 minute. Și eu sunt a 5-a generație de feroviari. Și la noi, ca la ferate tot așa. Haideți să vorbească și doamna Dorina Bacari. Nu, nu, are dreptate. Și la noi, ca la ferate, e la fel. Eu sunt a 5-a generație de feroviari și la noi tot așa se moștenește. Da, dar n-ați plecat cu cala ferată acasă. Ăștia au plecat cu ele acasă. S-a terminat cu cala ferată. Ei ce vreau mai să mai dacă mai stăteau puțin, poate luam și eu, dar mi-au luat altceva. Nu știu, domnul Noapte, ești bine, Adina, am cunoscut așa tinerețile noastre revoluționare, știu ce se fură. La ora actuală... Dar altceva vreau să vă precizez și am terminat cu aceasta. Referit, când treabă toată lumea, de ce dezastru ăsta? Păi când primarul de la Jilava, și o spun cu predicat, se duce să-și cumpere cravată de la New York cu private jet-ul, în timp ce colonelul care locuiește în Jilava are 5 milioane pensie, 10 milioane, 15 milioane. Despre asta e vorba, pe aici am ajuns. Și când nimeni nu le treabă, domnul primar, frumoasă cravată la New York, da, pușcărie 200 de ani. Da, și aici sistemul de justiție, cum spunea domnul Dogar. Când au avem primari din România, au sute mii de hectare. Nu exact. Întreabă nimeni, bă, de unde dracu aveți mii de hectare? Mai avem trei minute, un minut fiecare. Vreau să concluzionăm vis-a-vis de nivelul de trai 2022. Domnul Dogar. Scapă cine poate. Deci 2022, așa cum am fost obișnuiți încă din luna decembrie, cu măsurile care se vor lua și se vor lua, orice bucățică de pile mai avem pe noi o vor lua și o vor scoate la mezat. Totul trebuie asigurată protecția multinaționalelor, care înseamnă zurii comunismului real pe care va infesta România. A neomarxismului modernist. Nu e nou, e chiar marxismul adevărat. E neomarxism, nou. Nu, e ăla vechiul, care de spune foarte clar că comunismul va apare cândva în viitor pe care pașnică cea mai dezvoltată țară capitalistă. Sunt sindicatele singurul bastion al libertății și democrației. Da, sindicatele noi, nu alea vechi care au distrus succesele. Și joacă cum li se cântă. Dom'le, concluzia după mine scapă cine poate, pentru că altă variantă n-avem. Nu, dom'le, concluzia este că numai să te ferească Dumnezeu de cel care nu mai are nimic de pierdut. Aia e. La asta se va ajunge. Păi, domnul Sultan, dacă proștii ăștia fudul nu-și dau seama că nu se mai poate lua nimic de pe pielea românului, decât praful de pe tobă, un minut. Soarta lor nu că va nu mai avea nimic că în 2022 am început și n-am antrenat să nu mai mănânc. Am 30 de kilograme, sunt un antrenament pe asta trebuie să facă toți. Înțeleg ce vrei vizionat, nu? Antrenați-vă să nu mai mănânc. Ține de nivelul de trai. Să vă invidiez, da? Da. Da? Nu, ci poate, uite, la domnul program invers. Păi să poate. Domnul Dogaru s-a mai îngrășat. Nu se face să aveți invitați să ne căjească pe alții. Da. Trebuie să ne obișnuim cu mâncare mai puțină, cu băutură mai puțină, cu mergul în spăcios și rezistența frică. Nu, când te vei duce acum. Va trebui să cerem și politicienilor și televiziunilor să nu mai mănânce ce mănâncă de obicei. Nu. Nu. Știți cum o să fie? Dar fiindcă se privatizează sănătatea, o să ajungă să ne... 30 de secunde. Să ni se recomande drept tratament să respirăm adânc. Da, prin mască. Deci, ca o concluzie, din păcate previziunile nu sunt atât de realiste pentru 2022. Sperăm totuși că, nu știu, în clasa
Politică e clar că nu avem ce speranțe să ne punem, însă când ultima speranță în ce mai avem, toată lumea și s-a terminat. În ce? În ieșitul stradă, doamna? E singura soluție. Păi domnul, o să ieșim că nu o să mai avem case. Din moment ce o să ni le ia pentru plata aprinderii unui bec. Și atunci o să ieșim în stradă că nu avem unde să mai stăm în altă parte decât în stradă. Și o să țină cont? Păi, e singura modalitate care... Speranța este meteoritul care amenință să lovească România și care să ne aducă bunăstare. Mulțumim mult pentru intervenție. Seara frumoasă în continuare. Mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. Mâine seară ne revedem la aceeași oră la Capital TV. Toate cele bune, seară frumoasă în continuare. Mulțumesc invitațiilor mei speciale. Bună seara, vă mulțumim. Seară.